Ieri un preot rumen mi-a venit în casă. Lege nu-i pe lume să-și-l vrea proroc. Și din căldărușe mi-a uitat pe masă un sfios și galben, fir de busuioc. Busuiocul cernic, busuioc de acasă, frate cu mușcata prinsă între ferești, floare de la țară, floare cuvioasă, cum să-ți spun eu ție cât de drag îmi ești? Mi-ai adus cu tine farmecul livezii, mi-ai vrăjit o clipă satul meu din deal. Taina ce înfioară noaptea bobotezii. În întunecimea bietului ardeal îmi răsar acum cântece uitate. Și într-o pribegie fără de noroc, eu te simt că tu ești singurul meu frate, rătăcit și galben, fir de busuioc. În străinul chiot care strigă afară lângă mine alături, mi te irosești, floare cuvioasă, floare de la țară. Ce cătară-m oare noi la București? Bună ziua, dragii mei! Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bine ați poposit din nou aici la Estrada TV, la emisiunea Unde fugim de acasă. Poate vă întrebați unde m-am gândit eu să vă invit să fugim de acasă astăzi, în această zi mare de sărbătoare, Sfânta Sărbătoare a Bobotezei. M-am gândit să vă invit să poposim de această dată, să fugim cu gândul și de ce nu și cu pasul spre biserică, cu siguranță. Dumneavoastră deja ați fost în Sfânta Biserică, pentru că astăzi ne aducem aminte de botezul Mântuitorului în apa Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul, cum a fost numit. Ioan Botezătorul, care a botezat cu apă atât oamenii din acele vremuri, dar și pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de asemenea, Mântuitorul Iisus Hristos, care a botezat cu Duhul, cu Sfântul Duh. În această zi mare se sărbătorește, bineînțeles, și Sfânta Treime, care s-a arătat la apa Iordanului. La praznicul bobotezei, în fiecare an se începe înnoirea omului creștin. An de an, prin aghiazmă, se face nu numai sfințirea caselor, ci și a trupurilor și a sufletelor omenești. Se face curățirea minții, inimii și a vieții noastre, scria părintele profesor Ilarion Felea în lucrarea sa Spre Tabor. Dragii mei, în această frumoasă zi, eu de această dată nu am un invitat lângă mine, pentru că m-am gândit să vă invit pe dumneavoastră lângă mine, să fiți dumneavoastră invitații mei în această casă mare a sufletului nostru de la Estrada TV. Și eu de această dată m-am gândit să vin să vă aduc sufletul în palmă și să vi-l dăruiesc și sper să îl primiți cu bucurie și cu drag, așa cum și eu vi-l ofer. Așa că o să vă recit o poezie dintr-o autoare pe care eu o iubesc foarte mult, se numește Zorica Lațcu, sau Maica Teodosia, pe care unii dintre dumneavoastră o cunosc, a fost
profesor doctor universitar la Facultatea din Cluj, Facultatea de Litere, care a devenit călugăriță mai târziu după întâlnirea cu părintele Arsenie Boca. Bucură-te, leagăn, alb de iasomie, către care în roiuri fluturii coboară. Bucură-te, raza stelei din vecie, bucură-te, maică, pururea fecioară, dulcea mea Marie. Bucură-te, floare, fără de prihană, albă ca argintul nopților de vară, spicul cel de aur veșnic plin cu hrană, mirul care vindeci orice fel de hrană. Bucură-te, maică, pururea fecioară, ploaia cea de mană. Bucură-te, brazdă plină de rodire, munte sfânt în care s-a îngropat comoară. Bucură-te, cântec tainic de iubire, bucură-te, clopot de chemare, cântec de mărire, bucură-te, maică, dulcea mea Marie. Bucură-te, mărul vieții care învie, pomul greu de roadă plină primăvară. Bucură-te, iarăși, țărm de bucurie, dintr-o care curge miere aurie. Bucură-te, maică, pururea fecioară, sfânta mea Marie. Pentru că este o sărbătoare pe care eu o consider o sărbătoare a iubirii, m-am gândit să vorbim puțin și despre iubire. Și bineînțeles că eu nu cunosc ce înseamnă iubirea. Sunt mult prea mică, mult prea mică în înțelepciune, mă refer, ca să înțeleg într-adevăr sensul cu adevărat al iubirii. Așa că l-am luat cu mine pe Sfântul Nectarie și să vă spun ce ne povestește părintele despre iubire. Și spune așa: iubirea dumnezeiască, adică iubirea desăvârșită de Dumnezeu, este un dor care nu se micșorează, nu este izbânda omului, ci dar pe care îl primește de la Dumnezeu. Sfântul Nectarie spune că aceasta se naște în inima curățită de patimi, cu conlucrarea harului dumnezeiesc. Iubirea de Dumnezeu nu apare fără revelație de la Dumnezeu. Sufletul care n-a primit această revelație nu este atins de har și rămâne ofilit, lipsit de iubire de Dumnezeu. Este imposibil să se nască iubirea de Dumnezeu fără conlucrarea puterii dumnezeiești asupra inimii omului. Iubirea de Dumnezeu este lucrarea harului dumnezeiesc. Iubirea de Dumnezeu duce la păzirea poruncilor și la cunoașterea lui Dumnezeu. Cel ce a primit iubirea dumnezeiască ne socotește în general toate lucrurile pământești și se leapădă de toate plăcerile lumești. Ne socotește bogăția, slava și cinstirea oamenilor. Sfântul Nectarie ne amintește: iubirea este legătura societății și înfrățirea întregii omeniri, este baza fericirii și a bunăstării oamenilor și temelia tuturor virtuților. Este scara care îl ridică pe om la desăvârșire și îl arată cu adevărat chip și asemănare a lui Dumnezeu.
holda tăiată, de secer fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare. Iar spicele în soare sclipeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și luci. Ca pâinea din abur cu dulce miros, părea că e barba lui Domnul Hristos. Și iată, potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu, jertfă pe cruce. Hrănește-mă, mamă de sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine. Tu, pâinea de-a pururi a neamului meu, din coarda de viță ce-nfășură crama. Bunica și mama mi-au rupt un ciorchine, spunându-mi povestea. Copile, grăiră, broboanele acestea sunt lacrimi vărsate prin os la casnele Domnului nostru Hristos. Apoi, când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie, jucând nestemate, ce lasă carana și roaie înspumate, copile, grăiră, e must sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată, potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu, jertfă pe cruce, adapă-mă, sevă, de sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine. Tu, vinul de-a pururi a neamului meu, podgorii bogate și lanuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne și sângeră în struguri și frânge-te în pâine. Tu, viața de-a pururi a neamului meu. Curată, conștiință liniștită și face fapte bune, desăvârșite și plăcute înaintea lui Dumnezeu, adică păzește cu acribie poruncile Domnului, a dobândit îndrăzneală la Dumnezeu și orice cere, acela îi va da, ne spune Sfântul Nectarie. Rugăciunea poate fi pentru a fi roditoare, are nevoie de câteva condiții. Trebuie să se facă fără risipirea minții și închipuirii, mintea să fie în stare de trezvie, iar sufletul să simtă durerea pocăinței.
să nu se limiteze la cuvinte, ci să fie însoțită de fapte bune. Rugăciunea trebuie să fie făcută cu smerită cugetare. Cel ce se roagă își cunoaște boala și chemarea și cheamă puterea lui Dumnezeu. Rugăciunea ne ajută în viață și în lupta duhovnicească. Este convorbire cu Dumnezeu, este uitarea celor pământești, urcuși spre ceruri. Prin rugăciune ne îndreptăm spre Dumnezeu. Când ne gândim că prin rugăciune ne aflăm în fața lui Dumnezeu, atunci rugăciunea noastră se va face fără risipire a minții. Sfântul Nectarie spune: vreau ca cuvintele să vorbească în inima voastră. Vreau să nu faceți doar o rugăciune formală, ci de laudă, căci inimii îi este plăcută lauda, nu lucrurile formale. Nu este plăcută neapărat citirea tuturor canoanelor care au fost scrise pentru praznice spre cinstirea sfinților, ci calitatea rugăciunii. Grăita mier cu Domnul prin lacrimi și am spus: de noi cum nu ți-e silă, prea scumpul meu Iisus? Cum nu-ți întorci tu fața cu silă de la noi și cum mai vrei să suferi făptura de noroi? Cum vrei să calce în lume piciorul tău curat, cel care peste aripi de înger a călcat? Cum poala prea curată, stăpâne, n-oferești, în tine omenească să nu-ți-o murdărești? Cum poți să suferi, Doamne, miros de putregai, când ai tămâia dulce a crinilor din rai? Cum suferi, bezna noastră, tu soare strălucit? Cum poți să rabzi ocara, tu, Doamne, preaslăvit? Și cum, fiind căldura iubirilor cerești, în inima mea rece, tu vrei să locuiești? În iadul meu, stăpâne, cum vrei să te cobori? Ca Petru, an de-a rândul, te-am izgonit mereu. Ieși de la mine, Doamne, că păcătos sunt eu. Dar n-ai plecat, ba încă cu pasul tău curat ai coborât tot cerul în iadul meu spurcat. Cu pasul tău pe mine de tot mai curățit, cu raza ta tot chipul tu mi l-ai strălucit. Cu focul tău pe mine cel rece m-ai aprins și peste sărăcia mea goală ai întins un colț al hainei tale și m-ai făcut bogat. Mi-ai dat
inel, coroană, porfiră de împărat. Mi-ai încăput în suflet, tu, cel neîncăput. Și sufletul meu, iată, tu cer nou l-ai făcut în sufletul meu astăzi. Tu însuți locuiești cu Maica Preacurată, cu cetele-i cerești. Și pentru toate acestea, Iisuse, prea iubit, în cerul nou din suflet, să fii în veci slăvit. Dacă scăpăm de mândrie și dobândim smerenie în inimă, le avem pe toate. Așa spune Părintele Nectarie, pentru că aceasta din urmă aduce toate virtuțile. Virtutea smereniei este rezultatul cercetării sinelui nostru. Este de maximă importanță, fiindcă temelia tuturor virtuților, în general, mijlocul ridicării morale și al desăvârșirii și modul de comunicare cu Dumnezeu. Pentru ca omul să aibă pace în inimă, are nevoie de credință fierbinte, nădejde neclintită, iubire infinită pentru Dumnezeu și iubire sinceră, curată, pentru aproapele. De asemenea, are nevoie de blândețe, neținere de minte a răului, bunătate și mărinimia sufletului, a minții și a inimii. Cel ce vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să se cunoască pe sine și să-și dea seama de păcătoșenia sa. Sfântul Nectarie spune în legătură cu asta: cel care nu se cunoaște pe sine, nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă doar celui ce are inimă curată. Cel ce nu se cunoaște pe sine, nu-și cunoaște starea morală. Nu știe că sufletul lui suferă mult și este acoperit de întuneric. Sfântul Nectarie spune că omul care nu conștientizează starea lui duhovnicească este amăgit de gândurile lui, este stăpânit de diferite patimi, este chinuit de dorințe puternice să se îndelemnicește cu lucruri multe și zadarnice și trăiește o viață anormală, dezordonată și plină de preocupări nereușite. Făcând peste tot greșeli și cutreierând drumurile, mereu se lovește, cade și se zdrobește. Revarsă zilnic asupra lui tristețe și amărăciune, își umple inima cu durere și viața lui este nefericită. Lipsa cunoașterii de sine îl conduce pe om la păcat și la depărtarea de Dumnezeu. Îl lipsește și de cunoașterea de a deosebi pe cele ieftine de cele prețioase, pe cele vrednice de cele nevrednice, pe cele cinstite de cele necinstite și de aceea este preocupat de lucruri zadarnice și de șarte, nepăsându-i de bunătățile veșnice, spune Părintele Nectarie.
și astăzi? Mila iar te poartă de sus spre staulul din Betlehem? Din lume n-ai cules destul blestem? Iubirea ta nici astăzi nu e moartă? Spre duhuri vii, cu îngeri de lumină, spre inimi vii, cu strălucit alai, și în iesle nu e niciun fir de pai, e numai piatră goală, numai tină. În tainițe de inimi nu e pace și frig ca în duhuri, nici în peșteri nu-i. Noi n-avem, Doamne, piei de oaie în cui și scutece noi n-avem din ce-ți face. Tu vii, pogori noi ca într-o pustie. Te împiedici un isip din loc în loc, dar nu găsești în noi nici foc, nici apă în noi, nici albe dobitoace ca să-ți fie tovarăși buni în drumuri tăinuite și nici ciobani cu glugă de blândeți. În noaptea noastră, fără dimineți, nu sunt cărări de raze prăfuite, nu și-ar găsi în noi ca să-i îndrepte nici magii steaua lor cu lung fuiori, arhanghelii, venind din cerul lor, ar îngheța pe nevăzute trepte. Ci, Doamne al meu, au dragostea puteava să dea viață golului din noi? Aștept. În duh sunt gânduri cu noroi și moartea-ș vântură în inim pleava. Părintele Nectarie, o să vă spun și cartea din care eu am spicuit așa câteva rânduri pentru dumneavoastră, pentru mine. Eu m-am regăsit foarte mult în aceste cuvinte ale părintelui Nectarie, în învățăturile sale. Este, așa se numește, Sfântul Nectarie, învățături alese. Și este scris de părintele Dionisie Tatsis. Și tot părintele spune așa: omul credincios este diferit de cei din lume. Preschimbarea lui interioară, provenită din credință, se vedește pe chipul său. Îl privești și te bucuri. Este un alt om, virtuos, luminos, blând. Lângă el te simți în siguranță. Ieși tu din mireasma lui duhovnicească. Sfântul Nectarie îl descrie pe acest om în felul următor: cât de frumos este chipul credinciosului, cât de minunată este bucuria lui. Frumusețea sa atrage și figura lui exprimă încredere în Dumnezeu. Pacea este lămurită pe chipul lui și este rezultatul liniștii sale sufletești. Liniștea și bunătatea figurii lui vădesc ordinea din conștiința sa. Credinciosul este izbăvit de tirania grijilor neîncetate ale vieții, care îndurerează zilnic sufletul, iar încrederea lui în Dumnezeu se zugrăvește în culori vii pe fața sa. Credinciosul este fericit, fiindcă a fost vestit că credința lui este adevărată. Dumnezeu a vorbit tainic în inima lui.
și a umplut-o cu bucurie cerească. Inima și mintea lui sunt afierosite lui Dumnezeu. Dumnezeu este pentru mine slavă, bogăție și mândrie. Este cel mai dulce și mai plăcut lucru. Este grija și bucuria mea. Sufletul meu este creația suflării lui Dumnezeu. Trupul meu este făptura lui Dumnezeu. În întregime sunt icoana lui Dumnezeu. Sunt plăsmuirea lui Dumnezeu. De la Dumnezeu am luat existența, dar și putința de a mă mișca, de a respira și vorbi. Lui Dumnezeu mi credințez zilnic sufletul meu. Lui Dumnezeu mă rog. Trăiesc cu Dumnezeu. Lucrez și mă aflu lângă Dumnezeu. Sunt fericit cu Dumnezeul cel mare, cel puternic și cel viu, care este dătătorul, ajutătorul și desăvârșitorul celor bune. Este supraveghetor al celor pe care le gândesc. Le spun și le fac. Îl primesc pe Dumnezeu ca pe un judecător înfricoșător al celor pe care le-am făptuit. Am un Dumnezeu blând și iertător, îndelung răbdător și mult milostiv, mântuitor și izbăvitor. Îl cunosc pe Dumnezeul care este începutul tuturor, care le dă pe cele bune, care este atot știutor și prea înțelept, care le cunoaște pe cele viitoare, pe cele prezente și pe cele trecute. Îl cânt, îl slăvesc, îl binecuvântez și îl preamăresc pe prea bunul, pe prea sfântul, pe dreptul și pe adevăratul Dumnezeu. Mă închin și îl ador pe iubitorul de oameni Dumnezeu. Cred în Dumnezeu, nădăjduiesc în Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, care este izvorul iubirii. Sufletul și cugetul meu se înalță la Dumnezeu și își găsesc odihna. Inima mea îl dorește mult pe Dumnezeu. Mărturisesc un Dumnezeu în trei persoane și trei ipostasuri. Propovăduiesc un Dumnezeu fără de început, neschimbat, simplu și neîmpărțit. Un Dumnezeu unic și treimic. Aceasta mărturisesc, cred și propovăduiesc, spunea Părintele Nectarie. Bineînțeles, la dumneavoastră, cu gândul la această sărbătoare și cum aș putea să vă ofer ceva care să vă bucure sufletul, vreau să mulțumesc cuiva. Vreau să le mulțumesc colegilor mei. Sincer, știam că sunt o echipă minunată, dar în această zi chiar am simțit că sunt aproape de mine. Atât cei care sunt în spatele camerelor, operatorilor, le mulțumesc tare mult. Le mulțumesc colegilor mei de la montaj, de la sunet, de la, producătorului. Deci le mulțumesc tuturor, pentru că m-au ajutat foarte mult. Fără ei, eu n-aș fi putut să fac această emisiune. Și mulțumesc dumneavoastră că m-ați primit în case. Ne-ați primit în case.
Și, după cum v-am spus, m-am gândit, mă, ce să fac ca să poată să le placă, să îi atrag spre noi, spre emisiunile noastre, de ce nu? Și am avut o carte, printre cărțile mele, scrisă de Tolstoi. Este o carte veche, veche. Și vreau să vă citesc o povestioară. Se numește Regele și pusnicul. Este o povestioare cu tâlc. Nădăjduiesc ca mesajul să-l pot transmite cât mai bine. Odată, un rege se gândi că dacă ar ști el totdeauna clipa în care trebuie început un lucru, care sunt oamenii cu care ar trebui să lucreze și cu care nu, și mai ales dacă ar ști totdeauna care-i lucrul cel mai de căpetenie, atunci n-ar mai avea niciodată necazuri. După ce s-a gândit el mult și bine, a zvonit în tot ținutul lui, care să dea o răsplată mare a celuia care va spune care-i timpul cel mai nimerit pentru fiecare lucru, care sunt oamenii cei mai trebuincioși și cum să faci și să nu dai greș ca să afli lucrul cel mai de căpetenie. Și învățații au curs din toate părțile ca să răspundă la cele trei întrebări. Unii ziceau că pentru a ști timpul potrivit fiecarei lucrări, cată să hotărăști dinainte întrebuințarea timpului și să te ții de ea. Numai astfel, ziceau ei, fiecare lucru se va face la timpul său. Alții ziceau că nu poate hotărâ dinainte ce lucru anume poți face în cutare timp, dar că nu trebuie să te pierzi în petreceri zadarnice, ci să fii totdeauna cu privirea țintită la ceea ce se întâmplă. Și atunci să faci ce-ți cere momentul. Cei de-al treilea ziceau că oricât ar fi regele cu luarea minte la cele ce se întâmplă, un singur om nu poate hotărâ clipa în care se cuvine să faci cu tare ori cu tare lucru. Și deci, cată să ai sfatul celor înțelepți și după acest sfat să vezi ce trebuie să faci și anume când. Cel de-al patrulea învățat zicea că sunt treburi care nu-ți dă răga să mai sfătuiești și cată deci să te hotărăști pe loc orice-i fi atunci. Dar pentru a ști, cată să cunoști dinainte ce are să se întâmple și aceasta numai cititorii în stele o știu. Așa că, pentru a cunoaște timpul potrivit oricărei lucrări, cată să cercetezi pe cititorii în stele. Răspunsurile la cea de-a doua întrebare fură asemenea diferite. Unii ziceau că oamenii cei mai trebuincioși regelui sunt miniștri, alții preoții. Cei de-al treilea ziceau că oamenii cei mai trebuincioși unui rege sunt doctorii, soldații, ziceau cei de-al patrulea. La a treia întrebare, care-i treaba cea mai de căpetenie pe lume? Unii ziceau știința, alții arta militară, alții închinarea lui Dumnezeu. Din pricina nepotrivirii răspunsurilor, regele nu primi pe niciunul din ele și nu răsplăti pe nimeni. Iar ca să aibă răspuns deslușit la aceste întrebări, hotărâ să întrebe pe un pustnic vestit de un pustnic înțelept. Pustnicul acesta trăia în pădure, nu ieșea niciodată și nu primea decât oameni simpli. Așa că regele trebuie să se îmbrace în haine proaste și înainte de a sosi cu ai săi curteni la chilia pusnicului, descălecă de pe cal și o luă singur pe jos. Când regele se apropie de pusnic, acesta era în fața casei și săpă adânc la un tufiș des. Văzând pe rege, îi dete bună ziua și săpă mai departe. Pusnicul era uscățiv și slab. El băgă sapa adânc în pământ și după ce răsturnă brazda, oftă din greu. Am venit la tine, înțelept pusnic, ca să aflu răspuns la trei întrebări. Care-i timpul ce cată să-l cunoști ca să nu-l lași să scape pentru a nu te căi în urmă? 1. 2. Care sunt oamenii cei mai trebuincioși și cu cine trebuie să lucrezi mai mult și cu cine mai puțin? Iar 3, care sunt lucrurile cele mai de căpetenie și deci pe care s-o faci înainte de toate? Pusnicul îl ascultă și nu zise nimic,
scuipăm palme și din nou prinse să sape în pământ. Ai obosit, zise regele, dă mie sapa să lucrez eu în locuți. Mulțumesc, zise pusnicul. Și dându-i sapa, se așeză jos să se odihnească. După ce regele săpădă tufișul, se opri și repetă întrebările. Pusnicul nu spuse nimic, se sculă și întinse mâinile după sapă. Acum odihnește-te tu și dă să lucrez eu, zise el. Regele însă nu-i dădu sapa și săpă mai departe. Ceasurile treceau unul după altul și soarele începuse să se ascundă după pădure. Regele, băgând sapa în pământ, zise: am venit la tine, om înțelept, ca să aflu răspuns la întrebările mele. De ce nu poți să mi-l dai? Spune-m că atunci plec. Așteaptă, ia ca nu știu cine vine alergând încoace, vezi, îl cunoști? Zise pusnicul. Regele se întoarse și văzu că într-adevăr dinspre pădure aleargă un om cu barbă. El se ținea cu mâinile de pântece, iar pe lângă mâini țâșnea sângele. Când ajunse la câțiva pași de rege, omul cu barbă căzu la pământ și fără să se miște gemea slab. Regele a ajutat de pusnic, îi desfăcu îmbrăcămintea, dar la pântece avea o rană mare. Regele îl spălă cum putu cu batista și cu ștergar, iar pusnicul îl obloji. Sângele însă nu mai contenea, iar regele a stat lângă el până sângele s-a oprit. Dimineața când s-a trezit, omul cel ciudat bărbos, care era culcat pe pătuc, îl privea cu ochi strălucitori pe rege. Iartă-mă, zise cu o voce slăbită omul cu barbă, când observă că regele s-a deșteptat și că îl privește. Nu te cunosc și n-am ce să-ți iert, zise regele. Tu nu mă cunoști, dar eu te cunosc. Sunt dușmanul tău de moarte, acela ce a jurat să se răzbune pe tine, pentru că tu ești fratele meu și mi-ai răpit bunurile tale. Voiam să te lovesc la întors. Iartă-mă, îți voi fi slugă credincioasă, eu și copiii mei. Regele era foarte mulțumit că s-a împăcat așa de ușor cu un dușman și că a făcut din el un prieten. Înainte de a pleca, voia totuși să afle un răspuns de la pusnic și l-a întrebat: pentru cea din urmă, pentru cea din ultima oară, om înțelept, îți cer răspuns la întrebările mele. Răspunsul îți este dat, zise pusnicul, așezându-se jos și privind însuși la rege care stă în fața lui. Cum i-ai răspuns, zice regele. Da, răspunse pusnicul, dacă ieri n-ai fi săpat în locul meu acest tufiș, dacă te-ai fi întors singur, dușmanul tău te-ar fi lovit și te-ai fi căit că n-ai rămas la mine. Deci timpul cel mai nimerit era în vremea când tu erai prins în lucru și eu eram omul cel mai însemnat, iar lucrarea cea mai de căpetenie era de a-mi face bine. Mai târziu, când omul era aici, timpul cel mai nimerit era când tu îl îngrijai, căci dacă nu le-ai fi îngrijit, ar fi murit, fără ca să te fi împăcat cu el. Atunci omul cel mai însemnat era el, iar ceea ce făceai era lucrarea cea mai de căpetenie. Află dar că timpul cel mai potrivit este numai imediat și el e cel mai însemnat, fiindcă numai în această clipă noi suntem stăpâni pe noi înșine. Iar omul cel mai trebuincios e acela cu care ne întâlnim în clipa aceea, iar lucrul cel mai de căpetenie e de a-i face bine. Dragii mei, vă mulțumesc tuturor, îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ajutat să facem această emisiune, mulțumesc echipei, vă doresc o zi minunată. Doamne ajută! Mulțumesc.